Săptămâna aceasta, copiii înscriși la centrul de zi Rozmarin din municipiul Târgu Mureș au primit rechizite din partea unor organizatori de evenimente, ca urmare a protocolului semnat cu primăria municipiului. Donația a constat în produse de papetărie, plastelină, creioane colorate și carioci. Centrul de zi Rozmarin este o unitate de învățământ care oferă servicii pentru copiii ce provin din familii cu situații financiare precare. Centrul de zi ne este foarte drag, având în vedere implicarea personalului de acolo în educarea celor mici. Știm că acești copii provin din familii care nu au o situație financiară foarte bună, iar noi încercăm să facem tot posibilul să suplimentăm anumite lipsuri. Cel mai mult ne bucură să vedem fericirea pe chipul celor mici atunci când au la dispoziție materialele necesare pentru desfășurarea activităților zilnice. Sunt niște copii care au nevoie de afecțiune, copii foarte iscusiți, a declarat consilierul primarului Claudiu Maior pentru presa locală.